Bună seara. În primul rând, ar plăcea ca să stau în fața dumneavoastră acum să vorbesc mai mult despre fotbal. Pentru că asta nu e meseria și despre asta ar și trebui să vorbesc. Însă, cred că este foarte evident ce s-a întâmplat. Din punctul meu de vedere, eu mereu am spus că Pandurii nu-și propune titlul, nu vrea să încurce pe nimeni, vrea doar să joace fotbal și să fie lăsată să joace fotbal. Am spus că am mare încredere în arbitrii noștri, chiar dacă sunt tânăr și toată mă mai ia valul și mai protestez la anumite lucruri, niciodată n-am jignit în arbitru, niciodată n-am spus că este rea intenție, la fel sunt sigur că și azi n-a fost, însă când vorbim de 3 decizii clare în defavoarea noastră și practic acolo s-a făcut diferența, nu pot să spun decât că e clar, îi cere de rezultat. Fac apel însă către cei care analizează, așa cum în țările civilizate se vede și se verifică anumite lucruri, măcar următoarele jocuri să fiu lăsat să stau pe bancă, pentru că dovada este că nu am spus, există dovadă, era și arbitru de rezervă, era și tușierul, nu am jignit, nu am spus nimic deplasat, am reproșat doar faptul că s-a dat penalti și că s-a văzut de la banca noastră, care era foarte departe, că era 2 metri în afara careului. Și pentru asta am fost trimis în tribună, pur și simplu. Deci vreau măcar, dacă n-am nevoie să fie suspendat nimeni, niciun arbitru, din punctul meu de vedere nu se mai întoarce acest rezultat, din punctul meu de vedere ne-a pus frână după 10 jocuri în care eram neînvinși și o perioadă foarte bună. Și acum vine această întrerupere care foarte greu acum o vom gestiona. Deci vreau măcar să fiu lăsat, să fiu pe bancă următoarele jocuri. Este singurul lucru care mi-aș dori în amărăciunea care o am în suflet pentru acest rezultat. Care ar fi cele 3 decizii în afară de penalti? Care ar fi cele? În primul rând, hai să o luăm așa. Penaltiul, dacă vă uitați, este în afara care eu, dar nu e fault. Am revăzut de N ori, vrea să facă dropa foarfecă, își dă seama că vine jucătorul advers să dea cu capul și atunci își trage piciorul înapoi, deci nu e fault. Ba mai mult, am spus 2 metri, este mutat în careu, măcar tușierul trebuie să intervină, pentru că avea o poziție foarte bună. După care vorbim înainte, faza premergătoare a acestui moment, acel fault, nu știu la ce s-a dat fault, la Grahova care a încurcat de propriul jucător, colegului, rămâne mingea Filip cu poarta goală toată în față și se oprește. Deci verificat și dacă eu greșesc, am tăria să-mi cer scuze, însă ne-am uitat și noi, am revăzut acum, scrie deja presa, scrie, am văzut că este pe site-uri, deci e clar. Și mai este o fază care este un moment în care un jucător, și dacă nu bole, dacă greșesc, îmi pare rău, face un hands chiar pe finalul primei reprize la careu. Verificați și acest lucru, la fel, acest lucru am tăria să recunosc dacă am greșit, însă despre cele două faze e evident. Ba mai mult, discut cu Mihai Răduț acum la finalul jocului, care ia cartonaș galben și este suspendat următorul etapă, pentru faptul că un coleg al lui a pierdut mingea și îi reproșea și arbitru a interpretat că i-a reproșat lui. Păi verifică, asigură-te înainte să-mi prăștii galbene. Și numele, nu știu, nu vreau, nu sunt avocatul antrenorului, dar una, două, în tribună, în tribună. Adică n-ai voie să spui nimic, trebuie să stai mut și indiferent ce se întâmplă pe teren, trebuie să fii nu. Și noi avem meserii și noi avem familii și nouă ni se afectează viitorul și atunci măcar să fim tratați cu mai mult respect. Aceste greșeli justifică injurile care le-am auzit la sfârșitul meciului, nu știu ce s-a întâmplat la vestiar, pentru că eu am fost în partea cealaltă, am venit târziu. Dacă s-a întâmplat ceva, voi avea grijă ca cine a greșit să răspundă. Nu știu ce injurii s-au auzit sau către cine. Dacă s-au auzit, așa cum am spus, voi verifica și voi lua măsuri. Nu este normal să se facă aceste lucruri. Mă voi asigura că în viitor nu se vor mai întâmpla. Însă, așa cum am spus, suntem o echipă în formare, o echipă care își dorește să facă performanță, să joace fotbal și există o frustrare foarte mare. Dacă pierdeam multe meciuri, probabil că devenea o obișnuință. Nu, suntem neînvinși de 10 jocuri și astăzi s-a pus finalul acestei serii pentru că așa s-a dorit. Nu în mod intenționat, dar până deciziile care s-au luat. Încă o dată, să nu fiu înțeles greșit. Sunt sigur că n-a fost rea intenție sau, nu știu, alte scenarii. Despre fotbal. Da, despre fotbal sunt foarte multe lucruri, sunt și nemulțumiri, adevărat, în special repriza a doua. Trebuia să depășim momentul, trebuia să ne reechilibrăm, trebuia să construim mai mult, să deschidem jocul la margini, să aducem mai multe mingi la careu. Însă băieții nu sunt naivi, să simt lucruri în teren și frustrarea era mare, n-am reușit să ne reechilibrăm mental, în primul rând n-am mai avut claritate și atunci s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Însă când scorul este 1-0 și s-a marcat cum s-a marcat, atunci eu pot să fac reproșuri, pot să analizez, pot să critic, pot să iau decizii în vestiar, însă până la unui punct, pentru că nu este înfrângerea lor. Acum ați avut niciun șut pe poartă. Ați mai avut asta de meciuri?
Da, e o întrebare ironică. Am deranjat cu ce am spus? Nu, am întrebat. Deci, o echipă foarte ofensivă. Da. O echipă care până când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, controla și teritorial și ca inițiativă și ca posesie jocul. Probabil că eu am și pe poartă dacă nu se punea, se dădea fault în careu. Deci eu respect întotdeauna toată lumea, cel același respect. Nu vreau să mă aprecieze nimeni, nu vreau să mă știu laude nimeni, vreau respect. Atât am putut astăzi, dar asta nu înseamnă că trebuia să pierdem meciul, să putea încheia 0-0. Ia și ce ocazie au când merg cu mine. Nu vă faceți nici dumneavoastră. Deci era un joc de probabil 0-0. Dacă nu, pe controlul de joc pe care îl aveam și încet, încet cu trecerea timpului, puteam să marcăm. Când încep de la 1-0 și trebuie să reintri în joc, ți-asum riscuri. Dacă ați văzut, schimbările mele au fost toate ofensive, am terminat cu ciucuri fundaș dreapta, am încercat să împingem jocul din nou cu două vârfuri, deci am luat niște măsuri. Că n-am putut mai mult, asta este, dar trebuia să avem cel puțin un punct în dreptul clasamentului și încă o dată, în final, vă spun că nu vrem campionat, nu vrem, știu, să luăm locul la nimeni, vrem doar să jucăm fotbal, ok?